Bună seara și bine ați venit la 360 de grade. Vom vorbi astăseară despre rugăciuni și ritualuri creștine, despre superstiții legate de îndeplinirea dorințelor. Vom vedea ce aleg să facă oamenii în momentele cele mai grele și în ce măsură aceste credințe se abat de la rânduiala creștină. Vom discuta despre sfințirea obiectelor personale, cât și despre modul în care se pot vindeca bolnavii cu ajutorul bisericii. Alături de noi în această seară se află preotul Visarion Alexa, Lucrețiu Tudoroi, editor și anticar, Cristian Pompei, consultant, și Sorin Dinea, inginer. Bună seara și bine ați revenit! Bună seara! Bine ne-am reîntâlnit! Cu toții mergem la biserică, dar de foarte multe ori poate simțim nevoia să facem și ceva în mod special. Să avem impresia că pe lângă mersul la biserică și pe lângă rugăciunea fiecăruia, desigur, care este cu atât mai profundă cu cât se pare și durerea este mai mare, există și persoane care simt nevoia să facă din mersul la biserică și un soi de ritual. Adică să meargă de un anumit număr de ori, să aprindă un anumit număr de lumânări, să meargă la anumite biserici, practic să respecte ca un soi de regulă. Pentru că li se pare că în acest mod lucrurile se pot îndrepta mult mai ușor decât dacă ar merge pur și simplu la biserică. Și aș vrea să vedem, să discutăm astăseară dacă credința noastră, până la urmă, că respectând aceste reguli se pot îndeplini anumite dorințe sau ne pot această respectare a regulilor prin mersul, spuneam, la anumite biserici, îți poate îndeplini până la urmă ceea ce tu îți dorești. Sorin, cum ar trebui privit acest lucru? Dacă ne raportăm la credință, o să constatăm că e un mare deficit. Prin urmare, modul nostru direct de a ne raporta la Dumnezeu se face prin credință. Există situații însă când poate suntem slăbiți în credință, când poate suntem slăbiți în cunoaștere și atunci e nevoie de a urma anumite tipare pe care le-au urmat și alții înainte și au obținut rezultate. Ăsta este motivul pentru care o bună parte din cei care își caută alinarea sufletească urmează anumite ritualuri pe care le-au făcut și cei dinaintea lor. Acum, este bine cunoscut faptul că în momentul când ești slăbit duhovnicește, sufletește, te vei duce într-un loc sau te vei duce la cineva care te poate ajuta să te întărești. Acum, fie că te duci la un preot sau un duhovnic care este renumit sau care este cel care îți spune ție sufletul că te poate ajuta, fie că te duci în anumite locuri care sunt încărcate din punct de vedere spiritual, cum ar fi biserici, mănăstiri, cum ar fi locuri sfinte, sau chiar locuri încărcate energetic, cum ar fi platoul Bucegilor, te duci pentru că te ajută acel loc. Te ajută în sensul că îți oferă posibilitatea de a începe să te recuperezi. Dar, și practic oamenii și cred în lucrul acesta, evident, foarte mult. Numai că această recuperare nu ține doar de loc, nu ține doar de omul cu care vorbești, nu ține doar de ritualul care îl faci, ține și de credința pe care o ai. Ține și de modul în care te raportezi tu la acel loc. Ține de modul în care te raportezi tu la acea situație. Ține de cât de hotărât ești să te schimbi în momentul când cauza stării în care ești ține de tine. Și atunci, bineînțeles, locurile, ritualurile, preoții și alte lucruri sfinte te pot ajuta, dar nu pot rezolva problema atâta timp cât ești pasiv. Dar să vedem, Cristi, o să ne ajute și părintele imediat, să vedem această tradiție conform căreia mersul de un anumit număr de ori, Lucrețiu, la biserică, te ajută sau imprimă până la urmă o putere suplimentară credinței tale. Sigur, noi trebuie să ne gândim așa. Există ritualurile Sfintei Biserici ortodoxe din care facem parte cu toții. În același timp, trebuie să ne gândim că biserica este adunarea credincioșilor și că poporul binecredincios este cel care este corpul viu al bisericii. Ei, în acest cadru al acestor oameni care formează biserica, s-au dezvoltat de-a lungul timpului îndelungat anumite practici.
Adică nu cred că întâmplător anumite lucruri, ritualuri pe care le practică creștinii noștri ortodoxi se fac de 3 ori sau de 9 ori. Poate de-a lungul timpului s-a făcut de 2 ori, nu au fost eficiente, de 4 ori, iarăși nu au fost eficiente. Faptul că anumite practici au fost verificate de-a lungul a 2 milenii de creștinism românesc ortodox, să ne gândim, au trecut 2000 de ani aproape, arată eficiența acestor practici și cred că nu sunt întâmplătoare. Obiceiurile. Se aprind 3 lumânări la vii, 3 lumânări la morți, de exemplu. De ce? S-a constatat că este o consacrare mai eficientă din punct de vedere al eficienței, da. Pentru credincios. Este mai aici, ușor. Aici vin cu o completare, da, rog, și este o chestie foarte, foarte interesantă vis-a-vis de aceste numere. Să înțeleg că de spectatori nu vom intra în numerologie. Numai că, în momentul în care se fac aceste ritualuri de 3, 6, 9, 3 zile, 6 zile sau 9 zile, în primul rând 3 este Trinitatea. Sigur. Este foarte important. Deci nu întâmplător să fac de 3 ori și nu să fac de 2 ori. Și nu întâmplător să fac de 3 ori și nu să fac de 6 ori. De 4 ori. În momentul în care discutam de un lucru și nu întâmplător anumite lucruri, o pomană se face la 7 ani. 7 ani este un număr foarte... pentru că 7 zile s-a făcut creația. Deci, atenție, aceste numere și aceste sunt foarte importante. Discutai la un moment dat de acel ritual de 33, cu acel ritual cu 33 de lumânări. Ce reprezintă 33? În primul rând reprezintă Trinitatea și în al doilea reprezintă ziua anii lui Iisus, 33 de ani. Și acele ritualuri se fac pentru a fi de grabit ajutor. Și știm foarte bine, cei care se uită acum la noi, se fac la Biserica Sfântul Gheorghe de la kilometru zero, acel ritual cu 33 de lumânări. Deci numerele în cadrul acestor ritualuri nu sunt întâmplătoare. Sunt niște numere bine fixate, niște numere cu adânci semnificații. 6 este de 2 ori Trinitatea, 9 este, în afară de faptul că numerologie, spiritualitatea, este de 3 ori Trinitatea, deci apropierea de Dumnezeu. Toate lucrurile se fac și exact cum a spus și Sorin, dacă nu te duci să le faci cu sufletul curat și într-adevăr să-ți dorești ceva, le faci degeaba. Poți să faci 100 de ritualuri în biserică ortodoxă sau în bisericile catolice, da, că nu se întâmplă absolut nimic. Părinte, cum vede biserica aceste ritualuri? Faptul că oamenii se duc la biserică, se roagă, dar respectă un anumit număr. Merg de 9 ori la Sfântul Anton, merg de un anumit număr de ori la altă biserică, aprind un anumit număr de lumânări. Sunt aceste ritualuri cu un anumit număr de biserici. Cum ar trebui să vedem aceste... sunt ritualuri creștine până la urmă. În primul rând, bună seara, că puțin am întârziat din pricina traficului. Da, pot fi numite ritualuri creștine pentru că ele se practică în anumite biserici, însă, în principiu, vedeți, ele nu au o popularitate atât de mare în rândul preoților, pentru că dacă te duci la Biserica Sfântul Antonie și întrebi pe orice preot de acolo cum e cu cele 9 marți la care trebuie să mergi sau 18 sau așa, toți vor spune că nu există așa ceva. Și nu, ei nu cunosc această practică și nu o încurajează. Pentru că... Bine, nu au de unde să știe preoții de câte ori merg. Exact, fiecare de câte ori merge la biserică. La fel și la Sfântul Gheorghe Nou, unde, da, la, unde întoarce tramvaiul. Și unde, da, din câte am înțeles, se fac niște arsul lumânărilor. Da, se arde un anumit număr de lumânări. Da, în fine, nu văd... Dar în lucrurile pornește? Nu văd în lucrurile acestea, nu văd o poate fi o profunzime. Superstiție, profunzime. Putem considera o superstiție? O să ne explice părintele? Nu știu dacă e vorba atât de superstiție, cât mă gândesc că în cadrul mare al ortodoxiei sunt foarte multe lucruri reglementate de canoanele bisericii pentru care s-au dat hotărâri și sunt obiceiuri ale creștinilor, vorbeam înainte de a veni care nu devin obiceiuri, cum să zic eu, oculte. Adică... Nu fac parte din cult. Nu, oculte. Nu sunt oculte, nici de cum. Bine, eu le numesc la un moment dat oculte pentru că unii creștini le îmbrac așa într-o magie extraordinară. Ce element ar avea? De ce ar fi oculte? Păi, faptul că te duci de 9 marți și se împlinește dorință, mie mi se pare că deja intru într-o zonă ocultă. Dumnezeu nu e lift. Nu apeși butonul și vine și... Sorry.
se plimbă la fiecare etaj la care aștept. Eu știu că am văzut de altfel în practica creștină, de exemplu, se repetă rugăciunea de trei ori. Se repetă invocarea de trei ori. În numele Sfintei Treimi. Da, de trei ori. Numele Sfintei Treimi, sigur, nu e nimic ocult. Nu, n-a spus nimeni treaba asta. N-are nimic... Un preot, după hirotonie, are obligația de a sluji de câte ori Sfânta Liturghie în fiecare zi, nu? 40 de zile. De ce 40? Pentru că atât a postit Mântuitorul, Moise a postit atâtea deci, zile. Suntem legați de niște... Suntem legați de numere, dar nu dar în sens context, ocult. Probabil, da. Nu în sens ocult. Nu, de ce nu vă vorbim spun? De ocultism. De ce Mântuitorul a postit 40 de zile? Nu pentru că la 40 de zile se deschid nu știu ce puncte energetice sau... Nu. A postit 40 de zile dintr-un simplu motiv. Este limita maximă până la care un om poate rezista fără mâncare. Da. După 40 de zile mori, crăpi. Asta e... Asta e în teorie. În practică s-a demonstrat că sunt și 60 de zile și poți să dau și un exemplu clar. Valeriu Popa care a ținut 60 de zile și n-a murit. Sau alții care se spun că nu mănâncă deloc, Mircea Smuhin. Exact. Este o zi, nu am verificat. Este o perioadă medie, nu este pentru vârfuri. Iisus n-a făcut lucruri pentru vârfuri. El a făcut pentru toată lumea. Medie, pentru lumea medie, nu pentru vârfuri, pentru, da. Să spun, pentru cei care duc exercițiile până la limita maximă. Iar el a postit în felul acesta pentru a arăta că omul trăiește fără mâncare, poate trăi fără mâncare, dar până la urma urmei trebuie să mănânce, să se apropie din nou de mâncare și bine este să postească, să mai taie din puterea trupului care se îndreaptă tot timpul spre bine, spre prea plin și să întoarcă trupul spre partea spirituală. 3. Este numărul Sfintei Treimi. Nu se deschide nimic. Dacă zici de trei ori Tatăl nostru sau zici de trei ori rugăciune, nu activezi nu știu ce energii. Nu da, dar de mine, dacă spui o rugăciune 33 de ori, cu siguranță devii mai puternic. Dar nu că trebuie neapărat să respecti un număr. Eu nu cred că devii mai puternic. În credință? Da, eu mă îndoiesc profund că un om poate deveni puternic dacă... Da, dacă te rogi de multe ori, începi să... Nu, devii puternic. Părintele Sofian Boghiu, de exemplu, spunea un lucru tare frumos, zice... Știi care este rugăciunea ta, cea pe care ai făcut-o cu atenție și cu dedicație. Zice, chiar și un oftat, un suspin, poate să-ți dea putere. Dacă îl faci înaintea lui Dumnezeu, nu de 33 de ori, nu de 40, nu, dar nu de mai multe ori o rugăciune. Eu vă spun așa, din perspectiva aceasta a unui om care trăiește în biserică și face cultul bisericii. Nu numărul de ori. Oamenii sunt slabi, ce? Părinte, în sensul acum, ăsta, poate că noi discutăm de aceste lucruri, nu neapărat pentru a demonstra ceva, ci pentru că sunt, pentru telespectatori, pentru că sunt telespectatori, sunt persoane care ducându-se de un anumit număr de ori la biserică, este foarte bine că se duc la biserică, nici nu mai contează că se duc de ori sau de 20 de ori, dar există această superstiție cum că dacă se duc de 9 ori sau de 10 ori, li se îndeplinește o dorință. Și voiam să întreb dacă nu există are niciun, și ceva în acest nu, lucru. Nu există niciun adevăr. Din punctul meu de vedere ca preot ortodox, în practica aceasta... Nu există aceasta, nicio legătură. Aici biserica apar niște lucruri. Apar cele 9 cete de îngeri. De ce sunt 9 cete și nu sunt 10? Intrăm în altă așa, problemă. Și de ce sunt 9? Păi biserica să răspundă. Nu pot eu să răspund. Eu spun că adică să cedeze 9 cete de îngeri. De ce l-a făcut Dumnezeu pe om, bărbat și femeie? Păi nu. Aici de ce sunt niște chestii, sunt niște numere foarte clare. 7 zile și nu 6 zile. Da, exact. Deci, sunt lucruri pe care însuși Domnul le-a stat. Nu le putem nega. Deci nu putem nega. Păi nu le putem. Trinitatea nu nega, e 3, e clar. Deci nu poate să fie Trinitate 4 sau Trinitate 2. Nu le putem nega, dar nu aș vrea să dăm numerelor o semnificație ocultă. Dar nu dăm. Ele sunt strict legate. Deci în Biblie spune la un moment dat că Iisus a dat 153 de pești celor flămânzi. Există în Biblie acest lucru. Da. Este un număr. Nu este ocult. Păi nu este ocult. Dar, tradus, încă o dată, întrebarea e... Tradus în limba aramaică veche, 153... Care tot nouă este, dacă l-am ducem. Tradus în limba aramaică veche, 153 înseamnă eu sunt. Da, ok, cu limba aramaică. Ok, sunt de acord cu dumneavoastră. Păi, dar cum, în Biblie, dacă... eu nu sunt în limba aramaică, eu citesc în românește. Eu văd că Iisus a dat 153 de pești. Păi... Nu că, și dacă puneam paranteză că reprezintă cu tare lucru... Moise îl întreabă pe Dumnezeu cine ești. Păi, ok, eu vă înțeleg, deci și nu dă mai ține niciune nume ocultă. Îi răspunde așa, eu sunt. La fel
acum apostolii nu știau cine e el, cel care stătea pe malul apei și îndeamnă să arunce plasa în apă și prind 153 de pești mari. Exact. Și plasa nu s-a rupt. Echivalentul numărului 153 în limba aramaică are toate numerele au conotație literară. Da. Și atunci 153 tradus în conotație literară înseamnă eu sunt. Da, asta ține cumva și de numerologie și numerologia tot așa face, transformă fiecare literă în cifră și exact. Vibrația. Bine, vorbim de rezultatul de cifră. Bun, nu, adică în limbaj, părinte, pe care eu, nu, dar eu, limba, noi nu citim, când citim, nu că nu l-accept, e limba lumea lor, nu e limba mea. Nu, e limba tuturor, suntem înconjurați de energie și de vibrație, că altfel n-am existat. Părinte, dar vreau să vă atrag, să vă fac atent asupra unor elemente ce țin strict de cifre. 9 este 3 ori 3. 27. Sau 7 plus 2. Da, dar vorbim de 3 acum, nu? De 3 de Trinitate. Mergem de la 27 este 3 ori 3 ori 3. 2 cu 7 fac 9. 9 ori 9, 81. 8 cu 1, tot 9. 9 ori 9 ori 9, 729 mi-am socotit-o aici, care tot la 9 se reduce. 18 deci, există, și 9, nu? Există ceva pe care noi nu-l putem controla pentru că îl spun cifrele, dar îl putem consemna. Puterea cifrei 9 apare în matematică, apare în fizică și apare și în latura asta spirituală. Și în religie. Da. Evident. Deci se fac anumite și ritualuri. Și probabil pornind de la acest lucru, oamenii au ajuns la această... Astea sunt niște constatări. De exemplu, Părintele Serafim de Sarov, mi-am notat aici, are o pravilă de rugăciune, Bogorodicinaia, îmi e și greu să o pronunț, adică citirea de 150 de ore a cântării aduse din ceruri de către Arhanghelul Gabriel. Deci o recomandă Părintele Serafim de Sarov, care știm că are o... Deci asta vă spun, numerele există în creștinism, există și în practica cultică numărul, însă el nu este îmbrăcat într-o formă ocultă. Adică ce înseamnă ocult? După ceea ce definesc eu. Spui de atâtea ori și se declanșează nu știu ce. Repet, Dumnezeu nu este lift. Niciodată Dumnezeu nu va împlini un lucru pentru că tu ai zis de atâtea ori, sau nu va interacționa cu tine pentru că tu ai rostit de nu știu câte ori. Dumnezeu vrea întotdeauna participarea noastră simțitoare la actul rugăciunii, nu de 9 ori. De acord. Și vă și zic un exemplu. În Pelerinul Rus spune că o carte celebră pentru ortodoxie spunea rugăciunea minții de 3500 de ori pe zi. Și într-una din zile m-am dus la părintele meu duhovnic, la părintele Sofian Boghiu, și i-am spus: părinte, uitați, eu m-am gândit să o zic de 2000 de ori pe zi. Și părintele zice, s-a uitat la mine și zice: dragă, zice, uite ce-ți recomand, o zi-o de 50 de ori pe zi, dar zi-o cu atenție și cu dedicare. Adică pentru omul duhovnicesc, numerele sunt echivalentul unor simboluri sau sunt niște simboluri a lucrurilor din lumea lui Dumnezeu. Atât. Ele nu declanșează energie. Dar ajută. Dar n-a spus nimeni că de noi nu văd ce ajută un număr. Doamne, iată. Nu. Te ajută repetarea. La cămașă. Nu. Vorbesc de rugăciune acum. Da. Te ajută repetarea unei rugăciuni. Vă mai zic chiar de exemplu, se spune că paraclisul Maicii Domnului trebuie spus de 40 de ori. În același context al postirii Sfântului, a lui Moise de 40 de zile și postirea Mântuitorului tot în semn de 40 de zile. Deci după un model, nu după un ca model, și când numărul în sine nu declanșează ceva numărul. Am înțeles. Și ca asta cu numărul, niciodată în biserică numărul n-a avut o putere magică, niciodată. Părinte, nu, chiar aceasta este și problema pe care doream până la urmă să o lămurim, să o aflăm și de la nu rostind un număr se întâmplă ceva. Părinte, nu rostind un număr se... De creștini ortodoxi, adică numai puțin. Ce vreau să spun? Noi nu putem bănui pe creștinii drept credincioși că ei ar vrea să facă magie respectând de 3 ori, de 9 ori, de 40 de ori un anumit ritual, rostind o rugăciune. Este vorba că și
duhovnicii mai dau canoane, domne, rostești de atâtea ori o rugăciune. Deci în practica lor creștină anumite numere se regăsesc, zic. Deci faptul că ei zic rugăciunea nu trebuie să o rostească din buze și să nu participe cu sufletul. Nu am legat că numerele sunt absente din practica cultică. Adică să nu creadă totuși... Numerele sunt prezente în practica cultică. Sunt 9 cetengerești, sunt 9 miride așezate pe Sfântul Disc la liturghie, sunt... numărul Sfintei Treimi este prezent, sunt 4 evangheliști, sunt cele 4 puncte cardinale ale lumii. Deci sunt multe numere care au o conotație simbolică, magic. De magic, de participare la un anumit număr de slujbe. Să se transforme într-un aspect magic, ele trebuie să presupună participarea creștinului cu tot sufletul. Dacă cineva are impresia că spunând de 9 ori, făcând lucrul acesta, zice, am aflat că dacă te duci de 9 ori la biserica nu știu care, ți se îndeplinește nu știu ce dorință. Test! Da. Orice ideea este, meargă, cum spune părintele, să nu te concentrezi mai mult pe respectarea... Pe forma exterioară, fără conținut. Și să uiți să te mai șiroci. Dumnezeu nu este lift, adică nu apeși și vine. S-ar putea să apeși și să nu vină. De ce? Pentru că este o ființă liberă. Și Dumnezeu are o plenitudine a logicii, a gândirii, a viețuirii Lui prin care vine spre noi. Adică El nu este constrâns de noi în vreun fel să vină prin accesarea unor numere. Noi nu-L constrângem pe El să vină spre noi sau să facă sau poate facă omul ducându-se de mai multe ori ritualic, îi crește atenția, atât. Îi crește intensitatea participării. Atât. Și participarea mai intensă, totuși. Sigur, sigur. Că una e să mă rog 10 minute și una e să mă rog o oră. Se adâncește rugăciunea, că asta este și... Dacă oamenii sunt căzuți, adică nu pot dintr-o dată. Poți să te rogi o zi, dacă nu te rogi atent și dacă nu să zicem că participi acolo. Are loc o participare a noastră rugăciune, ea se adâncește dacă durează mai mult și facem pași într-un duhovnicire. Sunt multe practici sub acoperișul unei biserici, să spun așa, care uneori pot căpăta și forme oculte, dar pe care episcopul locului întotdeauna le va îndrepta. Pentru că preoții, poate cei care, nu știu, li se pare că biserica lor nu prea e vizitată sau că nu prea au căutare, le mai trăznește câte o idee că doar făptura întunecată are ca preocupare lucrul acesta. Zice, ia deschide tu Evanghelia și interpretează pe acolo nu știu ce. Ia, fă niște paradezlegări, super dezlegări și ca să înceapă lumea să vină. Ea stabilește niște ritualuri. Bine, dar asta nu înseamnă că preotul nu mai are har dacă face lucrurile. Nu că nu mai are har. Însă în zona respectivă în care el începe să practice lucrurile acestea, intervine demonul. Și acolo mesajul... Iar dacă preotul spune lucruri bune? Chiar dacă apare o icoană făcătoare de minuntă, de la demon vine? Păi ca să-și facă... Să vină oameni și să știu foarte multe cazuri în ultimul timp când s-au inventat icoane făcătoare de minuni, tocmai din partea comercială. Tot de la demon vine? De parohii sărace care dintr-o dată au devenit bogate. O întrebare. Acum nu e, nu știu, tema emisiunii noastre. Nu știu să vă răspund la asta, că nu știu un exemplu de concret. Au existat în istoria bisericii multe falsuri. Au existat, dreptie, dar... ele cad în derizoriu. Încet, încet ies din... pentru că cel mai bun barometru al unui autentic sau unui fals este poporul. În momentul în care poporul simte că ceva e neregulă acolo, după 5, 6, 7, 8, 10, 50 de ani, falsul dispare, iese din... n-are cum, ce să... acolo, până la urma urmei, Dumnezeu vedește că e un fals. Nu? Și se oprește. Sunt multe lucruri în istoria bisericii care nu mai sunt practicate pentru că s-au dovedit a fi niște imposturi. Iată, Petrache Lupu de la Maglavit. A intrat în istorie, a făcut un val uriaș și a ieșit din istorie fără să mai lase nimic. Da, acolo s-au petrecut vindecări? Nu știu. Biserica oamenii care au trăit biserica lucrurile astea, nu a preluat. Iată, din potrivă, la părintele Arsenie Boca, deși sunt multe guri care spun că
n-ar fi sfânt, n-ar fi nu știu cum, n-ar fi autentic, n-ar fi... Și iată poporul îl ține în brațe. Poporul adică, l-a canonizat. Mai rămâne să-l canonizeze, da. Sigur, biserica a luat în considerare dorința poporului și am spus și în emisiunile trecute, au fost niște întâlniri la Prislop cu Mitropolia Ardealului, unde s-a deschis un amplu proces de cercetare asupra vieții părintelui Arsenie Boca în vederea canonizării. Ceea ce vedem că biserica este foarte atentă, adică biserica nu se grăbește niciodată să iată o minune, haideți să o luăm în, să o acredităm. Nu, o lasă să se discearnă, să Dumnezeu face lucrul acesta. Iese din practică, iese din atenție, nu mai face poporul, nu mai merge, nu mai... Bine, în cazul părintelui Arsenie Boca sunt foarte multe minuni. Sunt, da. Încă de când era în viață. De când era în viață, deci, da. Aici nu prea mai e loc de interpretări. Au existat și încă există voci. Există voci chiar și din biserică, unele voci care spun că nu ar fi fost sfânt, că ar fi avut niște capacități intelectuale extraordinare, dar n-ar fi ajuns la sfințenie. Însă poporul se vede că are barometru cu el și întotdeauna îl pune corect asupra. Părinte, doar cu capacități intelectuale deosebite nu te ridici la jumătate de metru de sol în timpul rugăciunii. Sau citești Boala omului și alte lucruri, adică, din sufletul. Adică aici e vorba de altceva. Eu cred că va răsturna și niște, hai să nu zic canoane, niște referințe. Canonizarea părintelui Arsenie Boca va trebui să vină cu tot ce a făcut și lucrurile care le-a făcut sunt încă puțin înțelese. Deci în momentul când se va canoniza, va trebui să acceptăm că ceea ce a făcut a venit de la Dumnezeu. Inclusiv deplasarea lui din lagărul de la, da, la 600 km distanță. La noi în biserică Sfântul nu este impecabil. Adică Sfântul, dacă știe biserica sau vede biserica că Sfântul sau omul care poate fi canonizat n-a avut rea intenție, n-a fost încăpățânat în a susține greșelile, biserica îi cerne greșeala. Știți? De exemplu, Sfântul Grigorie de Nisa a avut o erezie. Preexistența sufletului. Preexistența sufletului, înainte de naștere. Da. Înainte de concepere. Erezie. Considerată erezie. Pentru asta, biserica nu l-a condamnat. Doar ea, să zic așa, i-a secționat, i-a după extirpat... tiparul sufletelor evoluate. Da, i-a extirpat... S-ar putea să ajungem la niște concluzii în viitor interesante. I-a extirpat această concepție, pentru că la ora respectivă atunci și-a rămas trunchiul corect, da, al învățăturii Sfântului Grigorie de Nisa, care a rămas în calendarul bisericii. Era cât cu acest să pățească la fel și Sfântul Grigorie Palama, când a vorbit de energiile necreate. Tot așa a fost puțin bănuit că cochetează cu niște erezii, da, dar până la urmă s-a dovedit că ceea ce a spus, poate absolut, nici acum da, n-am înțeles exact ce a spus. Nu este ceva greșit ca biserica să fie precaută. Și întotdeauna e bine să fie precaută. De acord, adică nu... dar aici ați pus degetul acolo unde trebuia. Dacă precauția asta excesivă ne face să nu intrăm într-o cameră unde sunt șanse să găsim 30% ceva rău și 70% ceva bun. Adică să nu intrăm de frică, să nu cumva să ne întâlnim cu rău. Eu zic că nu e o precauție constructivă. Noi trebuie să învățăm. Și cum să gestionăm latura respectivă ca să o putem îndepărta și să o ținem sub control, dar trebuie să învățăm și să ne asumăm responsabilitatea. Nu putem să stăm tot timpul cu frică, nu cumva să facem ceva frică, rău. Nu cu frică, cu precauție. Păi nu precauția frică. De unde vine? Precauția vine de la discernământ. Păi, discernământ de sute de ani? Da, sigur, există. Adică, totuși... Există discernământ, biserica își asumă în a propune un sfânt comunității, în măsura în care viața lui este curată, învățătura lui este curată, sunt consemnate faceri de minuni în dreptul lui, dar sunt câteva condiții fundamentale, de exemplu, învățătura curată și viața curată sunt fundamentale. Ștefan cel Mare a avut o viață curată? Într-un sfârșit a avut-o. S-a curățit. Dar noi îi datorăm totul pentru că vorbim limba română acum și suntem creștini. Da, considerații nebisericești acestea.
că îi datorăm faptul că vorbim limba română. Păi, noi îi datorăm ca biserică, de aceea a fost canonizat, pentru că viața lui a fost sfântă spre bătrânețe, îi se spunea Sveti Ștefan, adică Sfântul Ștefan, în timpul vieții se spunea lucrul acesta, spre bătrânețe, și faptul că a iubit atât de mult biserica se vede prin grija pe care a avut-o față de bisericile ctitoriile din Moldova. Sigur, și vremurile de personajele mari din vremea lui l-au numit atletul lui Hristos, adică apărătorul creștinismului. Dar marea lui contribuție nu este neapărat că a lăsat, eu știu, 20-30 de biserici sau mănăstiri în urmă, ci că a format un adevărat zid. Și Europa ar trebui să ne cam mulțumească și din punctul ăsta de vedere, pentru că dacă nu s-a extins ceva spre ei, a fost și pentru faptul că n-a trecut de zona asta. Da. Deci o pavăză a creștinătății a fost, Ștefan. Da. Da, a fost. Și viața lui sfântă l-a, și cred că l-a, mai este. L-a ajutat să ajungă drept un model de sfințenie pentru creștinii ortodoxi din România, dar este cunoscut și peste hotare. Multe din daniile de la Muntele Athos, multe din daniile lui se găsesc în Athos, în locurile sfinte de la Ierusalim, adică... Revenim după publicitate pentru a vedea ce alt tip de ritualuri sunt într-un fel la o limită, să vedem dacă sunt sau nu acceptate de rânduiala creștină, după publicitate. Am revenit, vorbeam despre faptul că se spune că este bine să mergi de un anumit număr de ori pentru a ți se îndeplini o dorință la biserică. Am înțeles, părinte, că nu trebuie luat în calcul faptul că un anumit număr de situații în care mergi la biserică rezolvă problema, ci credința în sine și profunzimea cu care te rogi. Nici numărul de lumânări nu este neapărat relevant în rugăciune, că a prins 33 de lumânări sau că le-a prins tot așa de un număr de ori. Vorbeam despre aceste numere, dar superstiția conform căreia 666 este un număr care, într-adevăr, pe lângă faptul că este acel număr, nu îl numim, este un număr care, sigur, este mai puțin benefic. Tot în perspectiva aceasta a faptului că numerele nu sunt deschizătoare de energii sau... zona aceasta ocultă, predominantă. Sigur. Numărul 666 este un simbol. Un simbol pomenit în Apocalipsă și care, să nu aibă chiar nicio consistență? Care va fi simbolul Antichristului. Bineînțeles că dacă vezi pe o mașină numărul de înmatriculare 666, sigur, acolo nu conduce Antichristul mașina. Dacă, eu știu, ai la telefon 666, sigur, acolo nu s-a insinuat demonul și a pus stăpânire pe telefonul tău. Vă dau un exemplu, că discutam chiar în pauza de publicitate lucrul acesta. În timp ce părintele Cleopa de la Sihăstria trăia, au venit la el câțiva credincioși cu noile buletine apărute în România, acestea, cărțile de identitate. Cum au căutat ei în codul de bare, în insinuarea de numere de pe buletin, au găsit ei acolo reprezentarea lui 666 și, bineînțeles, foarte speriați, au spus: părinte, iată semnul fiarei. A venit vremea ca fiecare dintre noi să fim pecetuiți cu semnul fiarei. Ce facem? Și părintele Cleopa, foarte haios, așa hâtru cum era părintele, a luat buletinul și zice: ia, dă-l mai încoace. Și ia buletinul, se uită la el și zice, îl binecuvântează și zice: e, gata, cu 666 s-a dus, acum poți să-l pui sub pernă să dor pe el. Adică a vrut să arate prin asta, nu că l-a alungat, a făcut o exorcizare a buletinului, ci a vrut să arate că 666 este doar un număr și că nu are energii benefice sau negative asupra ta, și oriunde ar fi pus, nu reprezintă absolut nimic, e doar un număr. În momentul în care Antichristul va veni pe pământ, numărul acesta îl va referi pe el direct.
noi nu știm care e pecetea fiarei, că nu ni s-a spus. Acolo zice că și va pune pecetea fiarei și va fi pe mână și pe frunte. Așa spune în Apocalipsă. Dar nu ni s-a spus că pecetea fiarei este 666. Ni s-a spus că acesta este simbolul lui Antichrist. Bineînțeles, deci, după cum spun, că nu are o putere ocultă acest număr. E o falsă impresie și e greșit să te sperii de un simplu număr. Având Cristi, foarte multă lume are această frică. Da, are spaimă, numai că aici trebuie să împărțim și una și alta. În momentul în care a spus, părintele a spus bine ce reprezintă. Numai acolo că este un mic, sunt trei. Spune așa, 666 în Biblie, în Apocalipsă, spune este număr de om. Nu spune că e număr de demon, că e număr de... E număr de om. Pe Antichristul va fi om. Păi aici este problema și problema este că dacă va exista, că mai sunt niște întrebări puse de cei din jur, această pecete a lui o va vedea numai un singur om sau o vom vedea noi toți să vedem că este Antichristul? Cum va face diferența? Apocalipsa spune că Antichrist ne va pune să ne lepădăm de Hristos. Iar pecetea nu va fi numărul acesta. Pecetea va fi o pecete care îl va reprezenta pe Antichrist. Păi înseamnă că... Iar lepădarea de Hristos va fi... Păi voită, sunt foarte mulți oameni în jurul nostru lepădați de Hristos. Înseamnă că sunt antichriști? Nu. Sunt foarte mulți care nu cred. Nu cred. Îl resping total. Nu. Știți cum a fost în primele veacuri de creștinism. Creștinii erau luați și public erau puși să se lepede de Hristos, să spună nu mai cred în Hristos, iată, cred în zeități, cred, sau nu mai cred în nimic, sau în lumea musulmană încă se practică această lepădare a creștinilor. Creștinii sunt aduși în piețele publice în Orient și sub pedeapsa execuției sau mai știu ce alte atrocități, li se spune, te lepezi de Hristos? Da, astea sunt niște fracțiuni extremiste. Asta va face și Antichrist. Arabii nu fac, și musulmanii nu fac chestia asta. Sunt niște fracțiuni extremiste. Sigur. Care într-adevăr aveți dreptate, dar numai extremiști. Antichrist așa va face. Adică va specifica foarte clar, te lepezi de Hristos. Iar răspunsul tău va fi unul foarte asumat. Adică nu cum e acum, că nu prea sunt credincioși, dar sunt creștini, dar sunt nu prea trăiesc creștinește. Da, mă duc la biserică. Da, nu asta e problema. Da, dar un creștin ortodox sau catolic care trece la islam sau trece la budism sau trece la alte secte care sunt. Ce s-a întâmplat? Cine îl ispitește? Dacă Antichristul n-a apărut încă. Păi, demonul lui, demonii din jur. Diavolul. Sigur. Că aici sunt foarte multe lucruri, da. Sunt foarte mulți care renunță pur și simplu la religie, sunt ortodoși și renunță la religie în favoarea altei religii. Sigur, ispita necredinței este una mare și atunci, zice Mântuitorul, v-a cerut Satana să vă cearnă. Da, adică... mai e un alt aspect. Sunt și bine a zis că nu e Antichristul sau nu e vândut diavolului cel care își pune 666 la mașină, număr. Dar nu sunt unii care vor să șocheze cu treaba asta. Nu vor să fie interesați, nu vor cumva să sfideze pe cei din jur. Adică, ba da, adică eu înțeleg că nu e diavolul cel care pune numărul ăla, dar e o tentație diavolească puțin, la unii, sigur, măcar la unii, nu la toți. Dar nu numai asta, iată, sunt foarte mulți, am văzut treaba asta printre informaticieni. Toate astea, plăcile de sunet, de imagine, de toate se numesc voodoo, nu știu cum. Hellfire sau Diablo 4, tot felul de lucruri de genul acesta, tocmai în tendința de a cam șoca, la marginea normalității. Sunt la o limită, oricum. Da, să-ți numești mașina sau să-ți pui în casă demonii sau... Cristi, nu? Cred că este totuși o provocare mare față de făptura întunecată, să spun așa. Da, adică ideea este, ca să avem o concluzie, că nu este bine să ne jucăm cu lucrurile acestea. Adică nu este bine să pui un nume de genul voodoo, diavol și așa mai departe la nimic. Dacă îi pui la un aparat, nu știu dacă... Dar aici este alt aspect. La orice, nu că la un aparat. La orice e o invocare în sine. Telespectatorul trebuie să înțeleagă un lucru. Noi nu trebuie să ne jucăm cu ce nu cunoaștem. Bineînțeles. În momentul în care eu folosesc niște cuvinte pe care sau niște simboluri, pe care este habar nu am de ele. Invocare, până exact ce discutam. Noi trebuie să știm foarte clar.
Deci trebuie să înțelegem foarte clar că există niște lucruri foarte clare, că sunt 7 zile a săptămânii, pentru că așa au fost dădate de Dumnezeu. N-a vrut să facă 8. Sau n-a vrut să facă. Asta nu înseamnă avem că acel... 8 zile. Da, bine, sunt 8 zile, dar sunt 7 zile s-au făcut, s-a făcut lumea. Zile s-a făcut, în 6 zile s-a făcut lumea și așa s-a odihnit Domnul. Iar a 8-a zi este încheierea lumii acesteia, adică este Apocalipsa. Exact. Păi astea sunt niște cifre. Nu putea să spună Dumnezeu, am făcut azi nu știu ce, mâine sau poimine sau răspoimine. A dat o cifră. Deci, încă o dată, nu intrăm la partea ocultă a cifrei. Că nu este emisiunea de acest... Numai că, eu ce am vrut să spun, am spus de la început, a găsit niște cifre care au o conotație foarte importantă. Legate de geneză, legate de lucrurile care s-au întâmplat. 9, am și spus adineori, 9 cete de îngeri, nu sunt 8 și nu sunt 10, sunt 9, deci este un număr interesant și la acest număr se rezumă foarte multe lucruri din Biblie, inclusiv 666, care dacă le adunăm tot 9 dă, este 18 și dă 9, și 3, în 3 zile este Trinitatea și totul de la 3 se pleacă. De la unicitatea, 1 este Dumnezeu, 3 este Trinitatea. Sunt niște lucruri foarte simple. Aici nu are absolut nimic ocult. Este o chestie absolut normală. Tu vrei să spui următorul lucru, că spre deosebire de cei care își pun 666 ca să sfideze, cei care folosesc 3, 7, 9, 40 în amintirea anumite momente din istoria sfântă, exact, au un scop bun în sensul ăsta. Deci nu cad într-un păcat, nu sfidează. De cei care sunt cu 666 sunt cam de margine. De exemplu, episcopul are în mână două sfeșnice cu care binecuvântează. Un sfeșnic are 3 lumânări, un alt sfeșnic are 2 lumânări. De ce? Pentru că un sfeșnic reprezintă firea Mântuitorului umană și divină, iar celălalt sfeșnic reprezintă Sfânta Treime. Așa, creștinii ortodoxi se închină cele 3 degete unite, Sfânta Treime și firea Mântuitorului umană și divină, îndoită în palmă. Sau unii spun Adam și Eva, omul care se închină Sfintei Treimi. Deci, ele nu sunt... La ce mă refer? Că numerele n-au putere. În sensul că, folosind un număr... Să nu le dăm o conotație. Să nu le dăm o conotație energetică. Nu, să nu le golim de Dumnezeu. Să nu le golim de Dumnezeu. Nu, să nu le dăm o conotație energetică. Este foarte important pentru un creștin ortodox. Că altcineva poate să facă ce dorește cu ele. O altă credință la granița între superstiție, de fapt, și credință, pentru că nici nu știm exact unde să le împărțim, părinte. Se spune că dacă închizi sau dacă deschizi biserica, ți se poate rezolva o problemă. Sunt și oameni care au susținut cristică. Cu adevărat li s-a întâmplat ceva bun. Numai că aici să folosesc niște lucruri foarte interesante. În primul și în primul rând, broasca cu cheia respectivă au o anumită formă. Cheia și broasca sunt vechi, nu sunt cumpărate din talcioc. Și în momentul în care biserica respectivă, vorbesc de una, telespectatorii o cunosc foarte bine, este biserica mică, din unde există și o icoană făcătoare de minuni, de la Ghighiu. Foarte multe persoane care au fost acolo și au deschis sau au închis acea bisericuță. Adică să fie ultima persoană sau prima persoană? Prima și să închidă sau să deschid numai miercurea și vinerea. E alte zile cu o influență foarte, foarte importantă. Și-au rezolvat problemele sau s-au rezolvat probleme parțial. Aici sunt două aspecte. Unu, poate să fie credința lor și puterea lor și dorința lor de a-și rezolva acea problemă. Și a doua, să fie pur și simplu întâmplare. Eu, unul, nu cred în întâmplări. În momentul în care te rogi la Dumnezeu și într-adevăr te duci cu sufletul curat și ceri niște lucruri normale, de sănătate, de să-ți găsești și tu un rost, să-ți găsești, nu cred că lucrurile sunt întâmplătoare. Astea vin împreună cu credința ta, că te-ai rugat odată, că te-ai rugat de 5 ori, că te-ai rugat de 6 ori, n-are importanță. Contează că te-ai rugat cu sufletul deschis, exact ce ai spus și tu, Sorina, mai devreme. Am o întrebare acum. Dumneavoastră sugerați că... Sau relatați doar un fapt? Sugerați că s-au sfătuit cineva eu nu să sfătuiesc, meargă să descuie ușa? Nu. Eu nu sfătuiesc. Eu am asistat la astfel de lucruri. Eu nu sugerez să fac acest lucru. Relatați, în primul rând, acest lucru poate să fie ca un element în plus
pentru persoana respectivă. Să fie acel click, acel bine, debușeu. Bine, o durată nebunie să-și dorească toată lumea să deschide. Da, să se ducă să deschide. Tot Bucureștiul la Ghighiu să deschide. Deci aici trebuie, s-ar putea să fie acel element, acel element că foarte multe persoane sunt care închid. Sunt cam niște superstiții și doream este părinte la, să vă cerem părerea, da, să vă întrebăm. Doar la Ghighiu bănuiesc. Nu, multe alte biserici, am dat exemplu. Dar, de exemplu, biserica mea unde slujesc, care este făcută în 2000, broasca și cheia sunt din talcioc, nu din talcioc, dintr-un supermarket ăsta de materiale ieftine și a fost parte de vreo două ori, am înlocuit-o acum și am pus și alarmă, e conectată acum la o firmă de pază, deci nu cred că există, am pierdut de vreo 3-4 ori cheile de la biserică. Nu, aici nu putem, nu avem timp să intrăm în istorie ce înseamnă broasca veche și cheia veche care are cu totul altă conotație. Profesorul meu de liturgică, părintele profesor Necula, Nicolae Necula, avea o vorbă tare frumoasă, zice: dragilor, aveți grijă cum folosiți cuvântul sfânt în biserică legat de obiectele din biserică, pentru că am fost în vizită la o biserică și l-am auzit pe preotul de la care slujea la biserică, un om destul de simplu, care începuse: sfânta ușă, sfântul preș de la sfânta din fața sfântului altar, sfânta cheie, sfânta portiță, sfânta... Nu-i chiar așa, adică nu poți... În biserică sunt lucruri sfințite, afierosite, vasele de slujire, veșmintele preoțești, sunt afierosite. Dar poate este o metodă a păritelui respectiv de a curăța acele lucruri, de a le mângâia. De ce să negăm chestia asta? Sunt biserici unde intri să te rogi și te simți de parcă ai fugi și ai ieșit în 5 minute pentru că te simți rău, sunt biserici în care ai rămâne ore în șir. Aici depinde de foarte multe lucruri. Nu putem băga biserica, de exemplu, biserica mică a Ghighiului sau Nămăieștiu sau alte biserici, inclusiv biserica Mănăstirea Caraiman, cu alte biserici. Vechimea lor, sfințenia oamenilor de acolo. Deci sunt multe aspecte, icoanele, toate elementele. Revenim după publicitate pentru a vedea dacă aceste lucruri au cu adevărat o greutate, au cu adevărat o semnificație sau noi le dăm o semnificație crezând în ele. După publicitate. Am revenit, vorbeam despre lucruri la granița între credință și superstiție. Persoana care închide și deschide biserica, spunea Cristi, că au fost persoane care au spus că după ce au făcut acest lucru li s-a îndeplinit o dorință. Părinte, nu este totuși recomandat să încercăm să facem acest lucru? Bineînțeles că ar fi practic imposibil ca toată lumea Nu văd nimic, adică nici sfidează un pic și intelectul și teologia treaba asta, știți? Adică nu este un lucru relevant pentru credința noastră. Da, nu văd nimic teologic și nici duhovnicesc, nici dumnezeesc în aspectul ăsta. Că cineva deschide, închide biserica și... Și totuși, probabil că dacă ești, să spunem, ultima persoană care iese din biserică după o slujbă, probabil că este o probabil că te simți mai deosebit în momentele acelea. Da, eu vă spun că am închis biserica de multe ori și am deschis-o. Liturghia, într-adevăr, este puternică, rugăciunea este puternică, dar închisul, deschisul bisericii, ca și datul cu aspiratorul prin biserică, nu mi se pare un act de o energie teribilă, adică ca și datul cu fierul de călcat pe jos pe mochetă să scoți ceara, adică sunt chestiuni mecanice pe care le faci pentru... Da. Ce? Cu deschisul și închisul bisericii e același lucru. Asta din punct de vedere al dogmei. Din alt punct de vedere sunt oameni absolut normali, care au spus că li s-au deschis anumite căi sau li s-au închis căile, hai să spun, mai puțin benefice. Deci sunt oamenii absolut... Deci să nu dăm cu aspiratoare, că dacă ajungem la aspiratoare, ajungem la firme. Dar de ce să nu facem altceva? Adică dacă vrei să ți se deschidă căile, să se rezolve o problemă, de ce să nu zici: Doamne, că Domnul e viu. Deci Doamne, am spus înainte de pauză. Oamenii care s-au poate acea deschidere, punere mâna pe cheie și pur să ajunge acel clank, este elementul declanșator al rezolvării problemei. Poate persoana respectivă numai așa poate. Poate persoana respectivă trebuie să tărească în genunchi de 3 ori în jurul bisericii să-i se rezolve o problemă. De altă persoană care se târăște în genunchi în jurul bisericii de 3 ori, de 5 ori, de 9 ori, nu i se întâmplă acest lucru.
De ce să negăm niște realități? Acolo care este sunt și de tolerare. De ce le tolerează biserica? Că intrăm în alte lucruri. Acolo este un act de penitență. Omul își nu e chiar așa să... Când închizi și deschizi... E la limita, anumite limite. Biserica nu e niciun act de penitență. Atunci, dacă biserica nu este de acord cu chestia asta, de ce acceptă acest lucru? Care? Cu deschisul. De ce o acceptă? Păi unde deschisul? Nu, de ce o acceptă? La Ghigheu să știe lumea, miercurea și vinerea, foarte mulți oameni se duc special pentru acest lucru. Păi și cum? Nici nu știu ritualul. Te duci și de la... Nu, stați un pic, înseamnă că nu sunteți documentați și atunci e o altă problemă. Nu sunt documentat. Deci dacă ajung să mă documentez la toate lucrurile acestea... Păi nu, este o chestie care ține, dumneavoastră susțineți că nu este ok, nu este în cultă și totul se întâmplă în biserică. Nu se întâmplă pe câmp. Deci cum spuneți? Se duce, cere cheia de la poartă și... Nu cere cheia de la poartă, este un ritual întrebă. Dacă e un hoț și cere cheia... Nu este vorba de hoție, nu intrăm în... Iar ajungem la... Dacă îmi permiteți, vreau să vă spun un lucru interesant, apropo de chei. Cheia bisericii de la Sfântul Mormânt, de la Ierusalim, este ținută de sute de ani de o singură familie și se... perpetuează această... Și sunt musulmani. Și ce? Nu! Am dat un aspect. N-are nicio importanță cheia. Nu știu de ce. A fost un scandal mare dar la Sfântul Mormânt. Dar ce tradiție e acolo? Acolo a fost un scandal mare. Cert este că asta s-a întâmplat. Armenii, grecii, etiopienii și celelalte popoare care țineau de Sfântul Mormânt s-au certat foarte tare. Pentru? Pentru cine ține cheia, nu cine ține puterea. Părinte, vă dați seama cui aparține locul acela? Dacă Mântuitorul și nu s-a ridicat făcut... cu trupul la cer? Da. Ce războaie mondial ar fi fost? Deci nivelul nostru de credință e primitiv. Deci noi după 2000 de ani de creștinism suntem de-abia la început. Domnule, m-a deturnat. Nu. Vorbeam de o cheie și de un musulman. Unde ați ajuns? Haideți înapoi. Vorbeam și de credință. Deci cheia de la Sfântul Mormânt. De ce poate să nască anumite idei fixe? Da. Deci cheia de la Sfântul Mormânt se află în mâna unei familii musulmane de 400 de ani, pentru că ultimul sultan al Ierusalimului, pentru ca cei din Sfântul Mormânt, etiopienii, grecii, egiptenii, sunt multe nații acolo care conlocuiesc în Sfântul Mormânt, să nu se mai certe, au zis, ia nu mai țineți voi cheia de la mormânt, o ține musulmanul, care n-are nicio treabă cu Sfântul Mormânt al vostru, așa, și o ține un musulman și el va deschide și va închide Sfântul Mormânt. Ca voi să nu vă mai certați. Păi, despre asta n-are nimic ocult, de nu ce are să nimic ne energetic, nu are nimic. Că nu s-a deschis drumul. Nu că este o chestie ocultă, a deschide o ușă, a deschide sufletul. Practic asta se întâmplă, nu e nimic ocult. Omul își deschide sufletul, s-a rugat pentru Dumnezeu, pentru sănătate și pentru familie. Eu le recomand oamenilor așa, fraților. Dacă Mormântul Mântuitorului este închis cu o cheie. Dacă vă duceți la Ghigiu, la mănăstirea Ghigiu, să meargă acolo pentru că este o icoană extraordinară, Maica Domnului Siriaca, adusă din Siria, de la Patriarhul Siriei, care acum... Și a fost în bisericuța mică, unde tocmai se deschide ușa, și a fost mutată în biserica mare. Și dacă merg, să nu meargă să deschidă ușa, să meargă să se închine la icoana Maicii Domnului, să meargă să se roage în timpul Sfintei Liturghii, să se spovedească acolo, să petreacă o zi acolo, într-o atmosferă de rugăciune și de liniștire, nu să caute cheile, că vă dați seama, acum mergeți și căutați cheile, o să le nebunească pe maici, unde-i cheia? Și maicile zic, nici nu știu dacă o să vă le sun mâine, vreau să aflu și eu ce-i cu cheia asta. Nu le sunați, lăsați-le. O altă credință, Apa Sfințită de la 9 biserici, Lucrețiu, care are puteri tămăduitoare. Sunt câteva credințe prin care poporul român în legătură cu biserica a găsit cu cale să-și rezolve anumite probleme de sănătate, de boli, de necazuri. Este vorba de Apa Sfințită de la 9 biserici, este vorba de lumânarea de Paște, este vorba de cărămizile rezultate din... când se dărâma câte o biserică veche și mai ales atunci se lua o cărămidă. Erau folosite nu ca obiecte magice. Deci să vorbim despre fiecare. Lumânarea de la Paște se spune că dacă o aprinzi pe parcursul anului, când ai un necaz sau când ești bolnav, te ajută. Părinte, cum vedeți acest lucru? Inclusiv la Sfântul Mormânt, când se duc pelerinii, ni se dă un mănunchi de lumânări și îl aprinzi în Sfântul Mormânt și îl stingi afară și iei mănunchiul de lumânări, 33 la număr după
vârsta Mântuitorului și îl iei acasă ca și amintire a locului în care ai fost. În momentul în care te rogi, poți să aprinzi o lumânare, dar ea nu are, cum să spun, o energie aparte. Nu. Te ajută prin faptul că mintea ta, gândul tău, sufletul tău are și realizează că are lângă, în față, ai o lumânare de la Sfântul Mormânt. Te ajută în atenție, te ajută în dăruire mai mult. Lumânarea nu are nimic magic în ea. Nu, are dreptate, părintele, nu e vorba de energie. Aici este de vibrație. Este cu totul altceva. Este vorba că... Nu crezi, părintele. Deci, și lumânarea schimbă vibrația. Din vibrație joasă ridică vibrația omului să se liniștească cu credință. Nu stați, iertați. Nu este o singură... Atunci de ce lumânarea, să vă zic de ce. Nu are lumânarea, vibrație, lumânarea nici nu are gură. Deci lumânarea, cine aprinde lumânări să îi se împlinească dorințe sau... o să aibă un eșec total, pentru că lumânarea nu are gură, ea nu se roagă. Nu se roagă lumânarea. Adică nu poate mijloci. Nu, vă spun, lumânarea în primul rând are un efect de ajutorare a bisericii. Deci interes comercial. Un alt aspect este faptul că lumânarea este un ceas. Este o lumină lumânarea. Arde în 20 de minute. Și lumina nu-i vibrație? Este o tot lumină acolo ajunge. Stați o clipă. Lumânarea arde în 20 de minute. Depinde de lumânare. Lumânarea de la biserică, cea cele comună, mici, cele mici, arde da. În 20 de minute. Da. În momentul în care omul vine și aprinde o lumânare, el își ține mintea, sufletul îndreptate într-o rugăciune spre Dumnezeu. Spune, Doamne, ai grijă de sufletul celui adormit. Sau, Dumnezeule, ajută-mă la examen și pune lumânarea. Nu lasă lumânarea acolo să se roage și el pleacă și și-a pierdut mintea. El știe, deși pleacă din biserică, în următoarele 20 de minute, jumătate de ceas, ar fi bine să-și țină în continuare rugăciunea, oriunde s-ar îndrepta, sprijinindu-se cu mintea și cu atenția de lumânarea pe care a lăsat-o în biserică să ardă. Păi da. Păi Dumnezeu este și energie, este și vibrație. Dumnezeu că-L simțim. Dumnezeu este peste tot. Vibrație, nu știu, ai de la lama, așa, când faci o lamă... Nu știu dacă e vorba de lamă aici. Nu știu ce înseamnă vibrație, trebuie să mă dumiriți că nu pricep. Emite o energie, nu emite, dar emană de o energie. Da. Manifestă. De ce? Manifestă o energie. Eu vorbesc ca preot ortodox. Da, am înțeles eu asta, am înțeles. O învățătură, un dicționar. Da, ok. Da, asta, dar nu trebuie să negăm niște lucruri. Nu, eu totul nu le jurul nostru este vibrație și energie. Deci automat e Dumnezeu. Eu le vorbesc ca preot în biserică. Deci o lumânare n-are energie, n-are vibrație, n-are... Ba are energie, că dacă puneți mâna pe flacără, s-ar putea să vă arădeți. Este tot energie. Este o energie mecanică. N-are importanță de este energie. Dar poate fi... Lumânarea este un instrument. În rugăciune. E lumină, luminează. În niciun caz, lumina de la înviere, de exemplu, nu este simbolul, nu este lumina lui Hristos. Știți? Ea este doar o închipuire, este doar un simbol, doar o trimitere către. Aia nu este lumina, poartă spre rezolvarea unor probleme. Care coboară la Ierusalim în așa? Sâmbăta din săptămâna mare de înviere. Da? Ce proprietăți are? Pentru că ea nu arde, da. Ea coboară cum vrea ea. Nu este energie necreată de la Dumnezeu, știți? Este doar un semn făcut de Dumnezeu, un semn. Ca orice foc, pentru că ea la început are, zice, anumite proprietăți, cum că nu frige, nu arde, ăsta e adevărul. Și după aceea se transformă în foc, foc. Da. Care după credința se stinge... omului. La unii mai repede, la alții mai târziu. Și mai e un aspect care se vede chiar înregistrat pe cameră. Se aprind lumânările oamenilor din afara mormântului, singure, numai la unii. Nu este lumina lui Dumnezeu așa acolo. Este, da. Deci acolo... Acolo este, nu este necreată. Energia necreată din moment ce nu arde, înseamnă că nu e materializată. Poate fi energie creată nu, și imaterială. Este semnul material lăsat, îngăduit de Dumnezeu pentru a vorbi, pentru a păstra în lume
credința în înviere. Nu e slava lui Dumnezeu, asta exact. Zice părintele, nu e slava lui Dumnezeu. Vedeți, de aceea noi ne înțelegem de foarte greu. E de la Domnul, e de la Domnul, și da. Dar da, orice da. Vine de la Domnul și ploaia vine de la Domnul. Că doar nu pică, nu se autoinventează. Dar nu e slava lui Dumnezeu. Exact. Ploaia se poate și lumina crea, să zic așa, prin anumite tehnologii. Deci n-ar zice că vine tot timpul de la Domnul. Deci există, am ajuns la un nivel de tehnologie, părinte, care ne permite să avem nu vă duceți niște în altă fenomene. Parte, stați cu noi. Nu mă duc stați în altă parte, noi. Nu stați cu noi. Stați cu noi pentru că lucrul ăsta există. Focul. Ne întoarcem la foc, la lumânare. De ce lumânarea se face din ceară curată? Pentru că ceara curată este produsă de albină. Lumânarea curată din ceară curată, așa este cea corectă din ceară curată. Albina este feciorelnică, ea nu face pui, ouă, nu sărmuțește, doar regina, matca. Și atunci este o jertfă feciorelnică adusă lui Dumnezeu. În sensul acesta de curățire, de devoțiune totală față de Dumnezeu. Și ea nu are proprietăți magice, nu, de aia nu, lumânarea nu ți împlinește dorințe. Dar ea te ajută să-ți ții atenția, te ajută să-ți ții atenția îndreptată spre Dumnezeu. Este un barometru. Pe asta am și spus, este o poartă, un ajutor pentru a îndeplini mie cu credință, cu tot, să îndeplinească o dorință. Așa am și spus. Eu n-am spus că lumânarea îmi îndeplinește mie dorință. Este un complex de factori. E rugăciunea, e post, mai e postul, mai e modul de gândire, modul de comportament. De acord. Spovedenia, voia lui Dumnezeu. Deci nu este un lucru ca și icoana. Sigur. Icoana nu o să mi îndeplinească mie niciodată. Ea este o poartă. Știți un părinte spune, este o fereastră spre Dumnezeu. Dar icoana. Lumânarea nu este icoană. Nu. Nu e același lucru. Știți cum e lumânarea? Cum e metanielul din mâna călugărului? Da. Știți? Da, da. El n-are nimic sfânt în el, însă metanierul îl ajută pe călugăr să-și țină, prin presimțirea lui în mână, îl ajută să-și țină atenția îndreptată spre Dumnezeu, și totuși, spre numele lui toate Dumnezeu. Toate obiectele care sunt folosite în biserică, și busuiocul, și lumânarea, și obiectele din argint, au o semnificație aparte. Nu apa, le-au ales, uleiul. Da, nu le-au ales din alt material. Tămâia, smirna. Smirna, tămâia, este clar, dar exact cum spune părintele, ele nu sunt în măsură, deci ne-a răspuns părintele la întrebare, nu lumânarea reaprinsă ne ajută neapărat, ci credința noastră când aprindem acea lumânare. Sigur? Și ne conectăm, ne și legăm în momentul este, Paștelui. Lumânarea este simbolul, pentru ne amintește, da, ne ajută da. Să ne ținem atenția centrată. Știți? Ne ajută să știi că ai în fața ta o lumânare. De exemplu, lumânările de la cununie. Când și omul da, vine la cununie, numai lumânarea de la Paște, de la botez, sau de la botez, da. Bineînțeles că nu pot arde lumânările acelea uriașe pe care ei le aduc la cununie. Și eu le tai o bucată din lumânare și le dau lumânarea acasă. Și ei spun, și ce să facem cu ea? Și eu zic, mai ales când vă certați, să o aprindeți și o puneți între voi. Și ce face? Are putere? Repară situația? Zic, da. Pentru că o să vă aduceți aminte instantaneu că sunteți căsătoriți. Deci este, n-are energia pur și simplu care să facă magie, dar faptul că este un simbol, un semn, îl ajută pe om să-și revină din pierzanie, din rătăcire. Îl ajută să-și revină. Vezi lumânarea de la nuntă? Măi, nevastă, asta e de la nunta noastră. Păi suntem căsătoriți în biserică, hai să ne liniștim că, uite, ne facem rău nunții. Sau nevasta zice, măi bărbate. Măi bărbate, sigur. Depinde de context. Da. Nu zicem doar că dintr-o parte ar veni. Sunt lucruri pe care dacă le transformăm așa, numai într-o magie totală, atunci pierdem un lucru fundamental, pe el. Pe bunul, adică ne concentrăm pe bunul prea Dumnezeu. Mult, da. Sigur, adică pe ritual și prea puțin pe ne risipim în amănunte inutile și pierdem lucru central, Dumnezeu. Dar și celelalte obiecte, iată, veșmintele preotului. Și aici este o parte de superstiție cu atingerea veșmintelor preotului. Nu e superstiție. Deci de ce aceasta vă spun? Nu este superstiție. Nu este superstiție. De ce? Veșmântul nu are magie, nu are nimic în el magic. De aceea preotul când îmbracă veșmântul, îl afierosește de fiecare dată, adică îl încredințează lui Dumnezeu, rostind niște rugăciuni pentru mânecuțe, pentru toate veșmintele preotului. Și ce fac aceste rugăciuni?
De exemplu, când preotul pune mânecuțele pe mâinile lui, el spune, Doamne, mâinile astea nu mai sunt ale mele, ți le dau ție. Fac lucrarea ta, le închin ție. Și lucrarea preotului, când își îmbracă veșmintele, iarăși, nu mai fac lucrarea mea, Doamne, fac lucrarea ta. Mă afierosesc, mă devotez, mă încredințez. Iar noi credem că veșmintele preoțești au putere, se revarsă prin ele puterea lui Dumnezeu. Adică atingerea de Da, pentru că în Noul Testament se spune că o femeie căreia îi curgea sânge de 18 ani, neîndrăznind să se atingă de Mântuitorul, s-a atins de marginea veșmintelor lui și s-a vindecat. Adică de ce? Pentru că ieșea o putere din el, el fiind Dumnezeu, ieșea o putere din el și această putere impregna materialele, impregna hainele și știm asta pe Muntele Tabor, că hainele lui s-au făcut albe ca zăpada. Din cauza trupului, locul pornirii energiilor era trupul lui. Nu din altă parte, nu veșmintele au în ele putere dacă... Nu, Dumnezeu lucrează prin veșmintele preotului, Dumnezeu lucrează prin apă. V-am zis povestea cu aghiazma mare, nu? Că a venit o doamnă la biserică în ziua de bobotează și am văzut-o că a luat un bidon mare de 5 litri de aghiazmă de la bobotează și s-a dus acasă. Ce-o fi făcut? Am aflat după aceea ce a făcut, că a venit cu un ochi vânăt și zice, părinte, zice, să știți că aghiazma nu funcționează. Zic, de ce? Pentru că am intrat în casă și soțul meu a sărit la mine cu ceartă, că nu știu ce, și eu am luat aghiazmă și am dat între ochi cu aghiazmă. Și speram să se calmeze. Dar de unde? Că el s-a înfuriat mai tare și mi-a tras una. Și înseamnă că aghiazma nu e bună, că nu l-a liniștit. Asta păi este o poveste, cred. Ce? Nu cred că este nu, ba da, este o realitate. Și zic, mă rog, oricine s-ar înfuria da. Să și zic, primească ce, un bidon. De ce credeți că n-a funcționat aghiazma? Că nu e magică. Aghiazma funcționează într-un singur caz, în momentul în care este folosită cu smerenie. Și orice alte lucruri din biserică, prin ele Dumnezeu își face lucrarea, doar dacă este smerenie acolo, dacă nu. Nimic, nici tămâia n-aruncă dracii dacă nu e smerenie acolo. Păi, bătrânii noștri de asta și luau cărămita din biserică, în semn de smerenie și de actualizarea credinței. Deci nu o foloseau din bisericile vechi. Din bisericile când s-a dărâmat Sfânta Vineri în București, bucureștenii au luat cărămizi. Da, părintele Nicolae Burlan de la Biserica Sfânta Vineri din drumul Taberei povestește că au venit, când s-a apucat de construirea bisericii, au venit oameni cu cărămizi din Biserica să Sfânta Vineri. Să le poarte noroc? Nu l-au luat să le poarte noroc, în semn de amintire, de durere. Continuitate. E ceva ce nu poți uita. Ei la tine. Da, sufletește. Da, e un aspect sufletesc, că nu-l aduci în casă cum aduci feng shui-ul, știți? Pui broasca în casă să-ți aducă bani. Sau pui Este o altă cultură, părinte. Este o altă cultură. Pe care unii ortodoxi o amestecă cu creștinismul. Și atunci eu le spun. Dar nu este ceva... Feng shui-ul este feng shui, ortodoxia e ortodoxie. N-are treabă una cu alta. Da, nu au treabă, dar este o cultură, este o... De acord, nu discut despre feng shui, este superb feng shui-ul, adică cine îl practică și îl folosește, bănuiesc că are și beneficii pe măsură, de aia toți feng shui-iștii sunt bogați, pentru că broaștele lor sunt producătoare de bani, bănuiesc. Dar nu, unui ortodox care practică și feng shui și după aia vine în biserică și vrea să se împărtășească, să se spovedească, îi spun, nu te poți împărtăși și nici spovedi. Dar nu-i corect. Da, este o... Nu este corect. Parte din fenomenul cunoașterii, părinte, dacă este practicat corect. Astea sunt niște condiții pe care sunt puse, din punctul meu de vedere, care nu sunt ok. Omul, dacă crede că acea broască și în bine, tradiția populară... Figura, bineînțeles, adică nu discutăm de închinat. Așa ceva, nu discutăm de aici este deja o problemă dacă se închide cineva la o broască. În tradiția populară românească, și multe lucruri sunt preluate și de ortodoxie, sunt elemente de protecție în casă puse.
foarte clare. Nu sunt îmbrăște, într-adevăr, noi nu avem așa ceva. Avem plantele, avem busuiocul, de exemplu. Busuiocul este acceptat. Nu înlocuiască biserica aici. Nici vorbă să grâu. Da, spicul de grâu. Semnele tradiționale. Exact, crucea. Crucea da, care da. Se pune și părinte, pe... Părinte, dar dacă o persoană este credincioasă, merge la biserică, se roagă, dar își însușește un astfel de obiect, este ceva rău în asta? Sigur că este. Pur și simplu dacă cumpără un obiect? Da, dacă îl cumpără cu intenția... cu intenția estetică, nu e nicio problemă. Da. Poți să-ți iei estetic din orice cultură vrei. Dar dacă îl cumpără cu intenția devoțională, adică să spună, iau broasca feng shui ca să, dacă o pui cu gura spre ușă, ți-aduce bani, atunci și mai este și ortodox și vine să se spovedească și mărturisește lucrul acesta, îi spun, uite, nu te poți spovedi, nici împărtăși, pentru că tu ai o credință aparte. Nu mai ești ca noi, din biserică. Comunitatea noastră bisericească crede așa. Dacă tu nu crezi așa, înseamnă că nu ne putem împărtăși din același potir. Ești altfel. Trebuie să cauți un potir asemănător ție. În biserică noi nu practicăm feng shui, nu avem broaște, nu avem elefanți în casă, nu, nici în biserică nu-i avem. Ca să ne aducă bani sau... Vă dați seama că nu mai exista acum Biserica Ortodoxă Română, n-ar mai fi fost acuzată că întinde mâna la statul român să-i dea bani de salarii, ci ne foloseam broaștele feng shui din biserică să scoatem bani. Dar nu avem așa ceva și nici nu o să le folosim, pentru că nu sunt conforme învățăturii Mântuitorului. Da, avem și obiecte din alte culturi care... În casă putem avea orice obiect dorim. Atât timp cât nu este devoțional. Bun, am înțeles. Deci să cât nu... nu-i dai, da. Nu-i dai sensul pentru care a fost conceput. Adică, dacă îl iei doar ca pe obiect cultural... Așa cum și... te lua o mașină. Sigur, da. Eu merg, de exemplu, în moschee, merg în jamie, merg în temple hinduse, da, merg în vizită. În vizită. Îmi iau obiecte de acolo, dacă vreau. Îmi iau obiecte, vreau da, să... Da, amintire. Ca amintire. Dar nu le am fac înțeles. Obiecte... Devoționale, pe care să le folosesc cu sens spiritual. Da. Cert e un lucru, în tradiția noastră populară, care este multimilenară, și subliniez multimilenară, sunt forme specifice, sunt locuri specifice care se folosesc. Uitați-vă la, dacă mergem la Muzeul Satului și ne uităm la formele tradiționale ale caselor noastre, o să vedeți că urmează un anume tipic. Turele bisericilor sunt octogonale. Nu sunt hexagonale sau altceva. Sau rotunde. Sunt octogonale. Sau toate, rotunde. Toate lucrurile astea, mesajul, simbolul unei adus de o formă, este nu numai dovedit științific, dar este folosit de mii de ani. Deci nu putem să negăm faptul că anumite forme, în anumite poziții, în anumite momente și cu anumită semnificație ajută sau nu ajută. Nu putem nega lucrurile astea, pentru că ele clar sunt folosite. Da. Mai există o tradiție populară și o tradiție care este folosită, nu mai vorbesc de descoperirea apelor, care se știe cum se face cu crenguța de alun și se făcea pe vremuri, dar de construirea unei case. Se spune că acolo unde doarme vaca e loc bun de casă, pentru că animalul simte. Ce simte? Energia locului. Nu simte. Dar ce Dumnezeu simte? Rodon. Cum? Rodon. Nu știu ce e elementul nu. Acesta sau... E un element activ Rodon. Care există acum în sol și care cercetătorii spun că ar trebui să vezi să nu fie vreo emisie de rodon în, deasupra solului ca să nu ți polueze casa. Nu știu. Știu că nu există energie. Unde telurice, știu că există noduri Hartmann. Astea sunt lucruri dovedite științific. Sunt detectate, sunt detectabile. La fel cum în vechile noastre ritualuri populare existau acei specialiști în a detecta apa la mare adâncime. Veneau frumos cu nuielușa și unde se mișca nuielușa și nu se mișca la oricine. Se mișca numai la el. Și acolo stăpai și acolo găseai apă. Asta nu mai e magie. Și ce înseamnă? Nu, înseamnă că sunt niște lucruri care sunt dincolo, poate de fizica noastră actuală și de înțelesul nostru, care totuși se folosesc. Cred că trebuie să facem diferența între ceea ce, îmi cer scuze, părinte, între
ceea ce spunea părintele mai devreme cu lucruri devoționale, cu faptul că îți faci idol din alte lucruri decât icoanele și sfinții, și lucruri care țin de știință, că descoperirile științifice din totdeauna au fost de folos, că e de folos că există, este de folos că există avioane, este de folos că există mașini și sunt din alte culturi, sau este de folos că există atâtea și atâtea lucruri de care ne folosim, care sunt din alte culturi și le folosim și noi. Și faptul că părintele se referă la acele lucruri din alte culturi presupun cărora nu trebuie să ne închinăm. Am înțeles bine? Nu, nu, folosești în sens. Atenție mare. Aici e o mare greșeală de la început. Broasca de Feng Shui, că tot s-a vorbit de broasca de Feng Shui, nu este element nu, de... Nu, dar noi nu ne-am referit la Feng Shui. Atenție, nu, este nu, element nu care să spargă piedicile obținerii prosperității casei. Cum țăranii noștri aveau oalele cu anumite simboluri și nu se închinau la spirală sau la cocoșul de curez. Dar vorbea părintele despre pericolul de a te închina la anumite lucruri. Este altceva. Nu, nu vorbeam de așa ceva, nu. N-a susținut deci, nimeni. Eu repet un lucru și îl repet așa cu toată autoritatea și cu toată știința pe care o am bruma de știință. Anume, un creștin ortodox care spune că are broasca în casă Feng Shui sau alte simboluri din alte culturi care să spargă piedici sau alte lucruri din orice alte culturi, da? Atunci eu îi spun, dragul meu, uite, ești amestecat, eu nu te mai pot împărtăși pentru că potirul e în biserică la noi, potirul cu Sfânta Împărtășanie nu e... Da, părinte, dar dumneavoastră negați partea cu energie și vibrație. Momentul când părintele, preotul, intră în casă și face sfeștanie, pentru ce o face? Pentru Hristos. Ca Hristos să ia în ocrotire acea casă. Stați puțin, ok, sunt de acord. Să o ia pentru ocrotire, pentru armonie, pentru... Să o ia în ocrotire în sensul că vrea să o păzească de lucrurile... Aha. Deci necurate, ajungem la același lucru. Nu același lucru, nu le mai... Deci, nu. Deci, nu. Sunt două viziuni diferite, două dicționare diferite, sunt principii diferite de lucru și deci, și preotul curăță casa și aduce armonie. Asta face. Dar atunci ce face preotul? Preotul îl roagă pe Dumnezeu, pe Hristos, să trimite pe Duhul Sfânt acolo în casă, că asta face... Ridică mâinile și sfințește aghiazma. Ok, pentru? Ca să, acea casă să fie păzită de demoni, de foc, de cutremur. Exact, de energii negative, de foame, să fie armonie care și alte lucruri. Care energii negative? Eu vă vorbesc într-un dicționar foarte clar, de aceea... De rău, de ce părinte, vă, de rău. Și răul tot rău este energie. Este vibrație, este energie. Dumneavoastră vreți să le amestecați. Nu le amestecăm. Eu vreau să vă spun așa. Din punctul meu de vedere ca preot, lucrurile stau până aici... Și nu vă pot lăsa să le amestecați. Păi nu le-ați amestecat din ori, dumneavoastră ați făcut o afirmație. Energia lui Iisus prin haine o dă celor din jur. Dumneavoastră ați folosit. Puterea. De ce ați folosit? Puterea. Nu, a folosit dânsul energie. Așa, energie. Păi și atunci, dacă nu există energie, de ce ați folosit energie? Energia lui Dumnezeu. Da. Păi există sau nu există? Dumnezeu. Când nu mă înțelege nimic. Nu există. Păi am spus că nu există, că nu există energie. Nu există energie. Nu obiectelor, nu discutăm de obiecte. Păi, eu asta spun, că nu există energii oculte venite din alte direcții. În limba greacă, energia, dacă luați etimologic cuvântul, și mie îmi place să cunosc originea unui cuvânt. Știți ce definește energia? În limba greacă? În limba greacă, energia definea o lucrare. Și spunea așa, mâna când face mișcarea aceasta, declanșează o energie. Cine? Mâna. Energia întotdeauna are un izvor. Ea nu plutește în univers ca o ceață. Are un izvor, ea pleacă de undeva. Când vorbim de energii, neapărat trebuie să menționăm sursa, izvorul, ca să nu ne împiedicăm de ele. Da, energiile lui Dumnezeu, cum am spus-o foarte clar, și pe partea cealaltă, că de-aia să face sfeștanie și rințirea, ca energie demonilor. Da. Deci tot energie sunt. Absolut. Revenim după publicitate cu discuția pentru a vedea mai departe de fapt, ce se întâmplă în aceste situații care există și care uneori, sigur că da, pot stârni controverse. Revenim după publicitate. Am revenit. Lucrețiu, vorbeam despre simboluri, vorbeam despre lucruri care țin de fenomenul cunoașterii. Ce alte simboluri ne mai atrag atenția în cultura românească?
Păi, în cultura tradițională populară românească, de exemplu, deasupra casei sau la intrare, era sculptat un cocoș care să alunge spiritele rele. Pentru că apare în Biblie și... Dar care nu înseamnă că... Nu înseamnă că se închinau la cocoș, nu. Da. Îl foloseau ca pe o apărare, un deci ajutor. Deci, în acest context, părinte, da. Nu este nimic. Adică să scoatem cocoșul de pe casă? Nu să-l scoatem. Este un ornament. Adică nu... Un ornament care, dacă mă întrebați dacă are de-a face cu creștinismul, cocoșul este menționat în creștinism doar nu ca un simbol, este menționat ca un element dintr-o întâmplare. Da, când da. Petru se leapădă de Mântuitorul, cântă cocoșul. Cântă cocoșul de trei ori. Da. Atât. De acolo o tradiție stupidă și vreau să spun lucrul acesta, și rog pe oameni să nu mai ducă cocoș la biserică. Pe la țară se întâmplă lucrul ăsta și în noaptea de înviere, cu cocoșul alb sub braț sau păstrit sau nu mai știu cum, îl bagă în biserică și cotcodăcește toată biserica. Deci este o aberație enormă și nu are nicio semnificație teologică, nicio, absolut nimic. Dacă vor să-i dea un cocoș părintelui, să-l îl ducă în curte sau să, nu știu, să facă ce vor, dar nu în biserică, în altar. Deci sunt niște exagerări. Altar, intră cocoș în altar? Se mai practică pe la țară lucrul acesta și e teribil da, că se practică. Da, se duc da. Din punctul meu de vedere, cocoșul nu are nicio legătură cu creștinismul. Este doar un ornament dacă vrei să-l pui pe un stâlp, pe o casă sau pe ceva. De ce? Poate în tradițiile populare vechi românești, cum spune domnul inginer, ar fi avut semnificații sau poate au fi fost folosit în nu știu ce ritualuri de ce fel. Însă, degeaba a venit Hristos. El a venit să împrăștie toată bezna asta care se pusese peste ochii oamenilor și oamenii începuseră să se îndrepte cu practica și viața și cu spre materialitate. Se închideau în materialitate. Deveniseră terni, pământii. Se închinau la viței, la păsări, la tot felul de făpturi și le cădeau pline de energie. Hristos a venit și atrage sufletul omului spre Tatăl Ceresc. El este cel care ar trebui adorat, închinat, slăvit, nu da, păsări, nu găini, nu, care sigur. Nu au puteri. Da. Nu se închinau cu cremidan deci, la găini, în niciun caz. Nu te poate eram monoteiști. Da, mă rog, asta să... De demon. Nu cred că românii s-au închinat vreodată la găini sau la vaci. Dar mă rog, da, român. Noi am fost monoteiști, am trecut printre primii la creștinism, n-a fost niciun fel de problemă, nu ne-am închinat la... Nu, doar ca idee, este bine deci, să nu... cu atât mai mult să nu... Da. Cu găina și nu cred că nici grecii pe... sau rușii nu, care sunt practici, tot ortodoxi s-au închinat la vaci. Sunt practici care... pe care biserica nici măcar n-a vrut să le recupereze. Deci, sunt foarte multe superstiții pe care biserica nu le... Da, nu le împărtășește. Mai ales cu înmormântarea. Este o chestiune teribilă acolo. În Jole, multe... în Oltenia, în Moldova. Sunt niște lucruri care se fac nonsens. Mm. Nonsens. Multe. Nici măcar da. Oamenii nu mai știu din vechime. Că probabil cred că vă referiți la Strigoi. Ritualuri. Aveau, în Oltenia. Da. Aveau niște... semnificații, însă le-au pierdut total. Și știți ce e paradoxul și uneori e așa, te și simți umilit ca preot. Le practică în București. La țară, de exemplu, în mormântarea, cortegiu funerar, făcea niște opriri în intersecții. Da. Bineînțeles că... Unde se aruncau și bănuți. Uneori otroițele, da. În general. În intersecții. Da. De ce? Da. Pentru că m-am interesat de aspectul acesta și cobora lumea de pe ulițe să-și ceară iertare de la cel mort. Și să-l ierte și să se ierte. Adică iartă-ne și te iertăm. Și cobora de pe uliță și îi așteptau acolo în intersecție și își cereau iertare. Cu aruncatul banilor ce se întâmplă? Că și aici și m-am interesat. Păi în București e penibil să oprești în intersecție, să vină de la Cora și din drumul Taberei, cine să vină să-și ceară iertare de la cel mort? Nu are nicio logică. Oricum, și nicio... București e blocat și fără cortegii funerari. Dar, exact. Acolo unde... Iar cu aruncatul banilor, băierul venea în da, Mahala. Dar acolo unde se poate, spre exemplu, la țară are o semnificație.
Are o semnificație spirituală. La țară. Are, pentru că satul e mic, aia e parohia, aia e comunitatea. Nu, dar este bine să-ți ceri iertare de la o persoană care a trecut pe lumea cealaltă. De acord, da. La te țară, eliberezi. La țară are, are efectul acesta, da. Adică pot, o lumea se cunoaște. Adică dar acest oraș... lucru nu este văzut rău. Nu. În oraș ce se... Cine, da, oraș cine face lucrul acesta? Sigur. Aruncatul banilor, de exemplu, pe jos, semnifică și un act de mândrie. V-am spus în trecut, boierul venea în Mahala și arunca noroi banii și prostimea s-a aruncat și aduna banii. Și românul a zis, dar dacă fac și eu asta, măcar la moarte să fiu boier. Și ia și el banii și aruncă în țărână sau se arunce lumea la... Da, nu are nicio semnificație, absolut nicio semnificație. Are o semnificație, să aibă bani mortul pe lumea cealaltă. Vă rog să mă credeți că, slavă Domnului, nu ne trebuie bani nu pe ne lumea trebuie cealaltă. Banii pe lumea cealaltă. Adică aici e o mare, mare satisfacție că măcar, măcar acolo pe lumea să plătească părinte. Da, absolut. Și oricâți bani am băgat mortului săracul prin buzunare și... Că am văzut se mai practică lucrul acesta. Vine omul, își cere iertare și lasă 10 lei și bagă pe sub... E un simbol pentru plata vămilor. Da, da. E un simbol, un simbol aberant pe care oamenilor trebuie să le explicăm. Certe. Că nu pot fi plătite vămile cu banii românești. Nu, e un simbol. Că poate încă o dată, e un simbol. Dar nici cu euro sau dolari. Dar acest simbol trebuie descifrat. Exact, dar nu exagerăm. Dacă nu-l descifrăm, omul... chiar începe să practice lucrul acesta, să-l creadă ca fiind el o rezolvare. Sau poate trebuie să le explicăm ce înseamnă vămile și cum se trec și cum se pregătește un om pentru a trece vămile. Da. Ce vreau să spun, probabil în încheiere, este că scopul vieții creștine, așa cum ne spune și Părintele Serafim de Sarov, este dobândirea Duhului Sfânt. O, ce frumos a fost. Nu numărul de... lumânări arse, nu cocoșul de pe casă, bun. Nu broasca deci, din colțul... Dar metodele de a ajunge la dobândirea Duhului Sfânt se lucrează în funcție de ceea ce simte fiecare. Dacă cineva are o aplecare către rugăciune... se roagă. Dacă altcineva are aplecare către milostenie, face milostenie. Nu o să începem să ne facem acum un tabel și să spunem ce am mai făcut, să bifăm aici, am mai făcut ceva și de aia, și de aia, și de aia, și de aia, și de aia. Nu, că nu o să terminăm niciodată. Dar dacă simțim că avem nevoie să dăm, să dăm. Dacă simțim că vrem să ne rugăm, să ne rugăm. Dacă simțim să împărtășim cu alții ceea ce ni s-a întâmplat bun, să facem treaba asta. Ideea este că așa cum ne spune și Părintele Arsenie Boca, să ne lucrăm talanții. De fapt, Mântuitorul ne spune, dar Părintele Arsenie Boca face acest paralelism între talanți și talente, adică ceea ce am primit la naștere și trebuie să ne lucrăm. Bun, prin urmare, eu aș face un apel la cei care doresc să ajungă la scopul vieții creștine, să citească, de exemplu, Acadistul Duhului Sfânt, care e mai mult decât o rugăciune, este o invocare. Fiecare paragraf se termină cu vino Duhule Mânghietorule și te sălășuiește într-un noi, ceea ce este o invocare. Și lucrul ăsta folosește și funcționează fie că ești pe stradă, fie că ești la metrou, fie că ești în pădure, pe munte sau în biserică. El funcționează. Sau mergi de 9 ori la... nu contează, nu, de 9, nu, de 10... funcționează. Da. Scopul este dobândirea Duhului Sfânt. Absolut. Așadar, mâine, de exemplu, dacă... Mâine, dacă ne găsim în fața urnelor, ar fi bine să spunem întâi rugăciunea asta ca să ne lumineze Dumnezeu mintea și să vedem unde punem ștampila. Și de ce n-am face lucrul ăsta în fiecare zi pentru țară? Pentru că țara, din câte simțim toți, are nevoie de rugăciune și de lumină. Și dincolo de ce face biserica, e bine să facă și milioanele de români acasă sau unde se găsesc și să facă o rugăciune pentru țară. Cred că este un ceva mic care ar putea să aducă schimbări mari, cu credință și fără să ne îndoim că funcționează, pentru că funcționează. O să vedem transformările și schimbările. Dacă ne vom ruga toți pentru țara asta, o vom schimba din temelii. În bine. Preoții oricum se roagă. Da, dar mai contează și ce și, fac și enoriașii. Și enoriașii, comunitatea se roagă. Și poate chiar să aprinde lumânări. Da? Și pentru țară. Când aprinde pentru ai noștri și pentru alții, se aprinde și pentru țară.
și de pentru acord. Cei care au murit pentru țara asta și nu știe nimeni. De acord. Din toate timpurile. Pentru că am avut niște strămoși care au știut ce au făcut, noi acum suntem creștini și suntem într-o zonă binecuvântată de grădina Maicii Domnului. Deci dacă ne aflăm aici, haideți să și păstrăm zona asta, haideți să o și luminăm și să o aducem din nou la credință. Pentru că spuneați mai devreme că atunci când va veni Anticristul și când... Păi uitându-mă pe Eurobarometru din 2005 la nivelul credinței din Europa, ne speriem. Deci cele mai credincioase țări sunt Turcia și România. Fiecare în credința ei, dar peste 90% credință în Dumnezeu. Cu cât ne ducem mai spre vest, cu atât ne apropiem spre 30-40%. O concluzie, Lucrețiu, pentru tot ceea ce am discutat astăseară, ritualuri și credință, trebuie să facem, aș vrea să se înțeleagă foarte clar mesajul emisiunii noastre, dincolo de partea de dezbatere, este important să înțelegem că nu trebuie făcut o confuzie, exact cum a spus și părintele, între ritual și credința în sine, care trebuie să fie îndreptată către Dumnezeu, către Iisus Hristos și Maica Domnului, să fie făcută din suflet și să înțelegi că ea presupune smerenie și o conduită permanentă, morală, principială. Degeaba mergi de nouă ori, este, până la urmă este bine dacă tu consideri că mergi de nouă ori și chiar mergi de nouă ori, în loc să mergi odată, cu siguranță este bine, nu este nimic greșit în asta. Dar dacă asta nu presupune și o schimbare a ta și să te rogi cu adevărat și nu te mai concentrezi la rugăciunea în sine și te concentrezi la numărul de lumânări pe care trebuie să-l aprinzi sau la numărul de ori de care tu trebuie să-ți faci și trebuie să mai faci anumite și alte chestii, atunci cu siguranță pierzi din valoarea rugăciunii. Mintea și credința oamenilor sunt slabe. Când repetăm de un anumit număr de ori o practică religioasă, când punem un cocoș pe casă, nu, nici numărul practicii religioase, nici cocoșul nu o să ne apere de rău. O să ne apere credința noastră care se întărește repetându-o. Ne ajută să ne fixăm în rugăciune și să ne fixăm în credință și prin credință în Hristos. Cristi, o concluzie? Eu spune pe scurt următoarea: români, credință, suflet curat și minte limpede. Părinte? O să încerc să concentrez repede mesajul, pentru că Hristos a venit pe pământ tocmai să îndepărteze toate negurile din mintea oamenilor și să aducă lumina lui Dumnezeu, credința curată. Dacă vrei să afli ce este această credință curată, mergi după modelul pe care îl avem, de exemplu, legat de sănătate. Dacă n-ai medic de familie și te autotratezi, s-ar putea să automedicamentezi, s-ar putea să greșești grav. Dacă vrei să afli ce e de folos și ce e greșit, bine ar fi omul să-și facă un duhovnic, așa cum ai medic de familie, așa cum ai un consilier contabil, un avocat, un om care să te consilieze în diferitele probleme ale vieții, e foarte important să ai și un consilier religios, este spiritual. Cel mai important. Și acest consilier poate fi duhovnicul, părintele. Și e simplu, dacă ai o dilemă, ai pus mâna pe un telefon, ai sunat și ai întrebat: părinte, cum să fac, ce să fac? Decât să te apuci să iei de pe unde, de oriunde, că ți-ai un prieten sau mai știu eu cineva, ia amuleta asta că te ajută, sau fă cu tare lucru că te ajută. Eu cred că poți să faci greșeli mari de tot sufletești și să ajungi în niște impasuri care să nu ți aducă nimic benefic pentru viața ta. Și atunci, dacă ai un duhovnic, este imposibil să greșești. Este imposibil, pentru că el este consilierul tău personal în materie de Dumnezeu. Și, desigur, este și o perioadă în care bine este să avem și mersul la biserică te ajută să nu-ți pierzi busola, să nu pierzi acest barometru care tot timpul îți arată, pentru că pericole și ispite și demoni sunt peste tot. Da. Nu poți tot timpul să stai, să fie cineva care să te apere. Deci tot timpul trebuie să ai dreapta judecată și să înțelegi de unde poate apărea un pericol, chiar și atunci când el este sub o formă, vine sub o formă mascată. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru participare, iar noi ne revedem și săptămâna următoare. Până atunci, alege să nu te pierzi și privește lumea detașându-te de ea. Noapte bună!